Eugeniu Chirca, ultimul supraviețuitor al rezistenței anticomuniste de la Nucșoara, conduse de frații Toma și Petre Arnauțoiu, a murit în comuna Coșești din Argeș, duminică, 14 ianuarie 2024. Eugeniu Chirca avea 93 de ani, era originar din satul Slatina din comuna argeșeană Nucșoara, iar în ultimii ani ai vieții a locuit la o rudă din comuna Coșești. Desfășurată în perioada 1949-1958, rezistența anticomunistă de la Nucșoara a fost cea mai lungă din Europa. Eugeniu Chirca a intrat în mișcarea de rezistență pe când avea doar 19 ani, alături de mama, tatăl și de unul dintre frații săi. Alături de tatăl său, Nel Chirca, cel care cunoștea făgărașul nu doar munte cu munte, ci și piatră cu piatră, Eugeniu a construit la izvorul grosului, la 10 km de Nucșoara, primul adăpost pentru partizani, ce era foarte greu accesibil. Eugeniu Chirca a fost prins de securiști în toamna lui 1949, după șase luni de rezistență. A fost anchetat la Pitești și bătut luni în șir, după care a urmat 8 ani de detenție în teribilele închisori și lava, aiud, periprava și, mai ales, baia sprie, acolo unde erau minele de plumb. Sincere condoleanțe familiei!